Un grav accident rutier a avut loc luni seara în jurul orei 18 pe DN3B în dreptul localității Roseți, județul Călăraș. Conform informațiilor transmise de către reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Călăraș, în data de 8 februarie ora 18 15 minute, un bărbat în vârstă de 32 de ani din comuna Roseți, județul Călăraș, a condus autoturismul marca Opel din direcția municipiul Fetești către municipiul Călăraș. Iar în interiorul localității Roseți a surprins și accidentat grav un bărbat în vârstă de 30 de ani care a traversat strada prin loc nepermis. În urma testării cu aparatul etilotest a conducătorului auto, rezultatul a fost negativ. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.